15 grade Celsius au indicat termometrele astăzi în Drobeta Turnu Severin. Temperaturile de afară sunt nefiresc de ridicate aproape în toată țara. Soarele a strălucit în cea mai mare parte a zilei, iar severinenii au avut parte de o adevărată zi de primăvară. Surpriză uriașă în termometre pentru toți severinenii. ANM anunță în prognoza meteo din această săptămână temperaturi mai ridicate decât cele specifice pentru acest interval în toate regiunile. Locuitorii municipiului Drobeta Turnu Severin s-au bucurat astăzi de o adevărată zi de primăvară cu maxime de până la 15 grade. Temperaturile au luat o raznă la final de februarie. Chiar înainte de prima lună a primăverii, severinenii s-au bucurat de maxime de până la 15 grade Celsius. ANM anunță că va fi o abatere termică pozitivă mai accentuată local în nord-est, centru și în extremitatea de sud a țării. Frigul îl vom întâlni dimineața, însă pe parcursul zilei se va încălzi treptat.